Hanul Păcătoșilor este un roman despre libertate, despre absența libertății și despre modul în care, în condițiile grele ale condiției umane, se poate recupera moralitatea atunci când ești nelibertată. Prin urmare, aș recomanda foarte mult această carte, pentru că e scrisă de cineva care știe ce înseamnă nelibertatea și știe și simte că poate să dea sfaturi bune celor care vor să se libereze de ceea ce e greu în existență. Cea de-a doua carte, Pubis, este despre cum crește un om de la naștere, cum foarte multe elemente ale vieții lui sunt necontrolate și mai ales cartea aceasta este despre iubire, iubirea care presupune grijă, el știe ce înseamnă grija, presupune respect pentru om, presupune responsabilitate și mai ales presupune bucuria de a crește împreună cu cei pe care îi iubești.